Să rămână bine venit, mamă! Da, bună seara, dar ce surpriză să te văd! Ești mireasa colecției în seara. Sigur, nici pe voi nu v-am văzut de mult, dar pe Paula chiar n-am văzut. Da, nu ne-am mai văzut de prea. Nino dă prea des în cadru pe Paula la emisiunea ta, adică nu, au ceva cu ea. Nu, că noi ne tot întâlneam așa, ca și prietene. Da, da, da. De-aia mă mai cheamă și la altă emisiune, ca să mă vadă și pe mine lumea că-s la Antena Stars. Corect. Păi, dacă sunteți prietene, de ce nu v-ați mai văzut? Na? Uite și tu, pandemia asta, COVID-ul ăsta, ce ne face? Noroc cu emisiune. Da. Băi, mi-a plăcut mult povestea asta. Cum s-a nimerit exact unde ați vrut să faceți copii, acolo i-ați făcut. Măi, da, să știi că eram în spate și ascultam și mă gândeam cât de norocoși suntem. Da. Serios. Da. Jur. Deci chiar... Alții săraci să chinuie cu anii. Da, într-adevăr. Noi... îi povesteam lui Horațiu cum a sunat asta și a început să mă întrebe de când eram eu micuț. Zic, mă, dar așa ce vrei să afli tu de la mine? Insistent, și era atât de haios. Te ia până în văluire. Știi? Da, fii atent. Deci, am murit de râs cu el în telefon. Făcea că și la ce hotel ai stat? Eu zic, adică cum la ce hotel? De la Fițo sau mai ieftin? Și zic, dar de ce mă întrebi așa ceva? Timpul, da, el tot timpul are întrebări mercantile așa, dar cât costă asta, dar cât ai dat darul? Și zic, tu îți dai seama că eu nu o să spun niciodată lucrul ăsta. Un hotel normal, măi, Horațiu. Da, corect. Și chiar eram curioasă ce ți-a trecut ție acolo pe foiță. Nu vezi ce mi-a scris. Sume, a trecut sume, tot vacanța cât a costat. Toate ei săracii muncesc, ei cred că eu citesc ce scriu ei, dar nu prea. Băi, întregi zile, da. Dar asta am reținut-o cu dorințele voastre de a avea da, sau, mă rog, hai să povestesc întreaga. De a concepe copilașii în locuri da, frumoase nu, și nu care v-au și ieșit. Da. Nu neapărat am gândit așa. Noi ne-am căsătorit și nu am avut parte de lună de miere, fiindcă eu eram în trupa Asia și atunci pe vremea aia se muncea din greu. Nu aveai timp de vacanțe, de absolut nimic. Și după 10 ani am spus că hai să plecăm și noi în luna de miere. Am plecat, eu fericită, liberă, liniștită. Și când am ajuns la Paris, soțul meu spune: auzi, fii atentă, te-am lăsat 10 ani să faci muzică, să faci creație, să-ți faci videoclipuri, să scoți un album, să faci ce vrei tu. De carieră, da. De carieră. Acum vreau și eu un copil. Doamne, wow. Dumnezeule, când l-am auzit, mi-a stricat toată vacanța. M-a luat cu călduri, cu toate stările. Nu-mi doreai? Nu, fiindcă eram atât de axată pe carieră, o femeie nebună eram. Ah, ok. Înțelegi? E bine. Nu e normal. Nu eram normal acum. Cine a recunoscut-o e pe jumătate iertată. Da. Și am avut o reacție stranie. Am zis, tu pentru asta m-ai adus aici? Tocmai la Paris, în orașul îndrăgostiților? Da, pentru asta te-am adus. Ei, noaptea aia... Ce să vezi, că n-am dormit deloc, mi-a ieșit inima din piept, pe cuvânt vă spun. Deci eram atât de emoționată, aveam senzația cum copil te dereglează de la drumul tău, în primul rând, artistic. Da. Și el n-are copii. Bordea în continuare. Tu de aia n-ai copii, nu? Da. Dar fii atent că nu e așa. Să vezi cum îți împlinește viața. Dar Nina ajunge la Paris. Nina ajunge la Paris decât singur, știi? Și mai mult singur, noi dormim mult când ajungem la Paris. Păi dacă muncești noaptea. Ce să fac? Plus că a lăsat și câțiva copii acolo. Când s-a dus singur, da. Și după care m-am trezit și zic, mă, dar egoistă sunt. Chiar așa. Și a, deci acum... noaptea în care n-a făcut nimic, de fapt, în nu, că îmi bătea asta, inima, uite, așa mi-o și eu. Zic, ce, uite, pentru ce m-a adus. Da. M-am relaxat și am zis, până la urmă, las pe Dumnezeu să decidă. Fiindcă știam că sunt atâtea cupluri care încearcă de ani de zile să aibă un copil și nu se întâmplă peste noapte. Ei, ce să vezi, că la noi s-a întâmplat peste a doua noapte. Și am venit acasă cu minunea numărul 1 cu Ericuța. Foarte tare. Parizianca noastră minunată. Și ea știe că vine de acolo. Și deja a fost, nu mai știu, de câte ori, de două sau de trei ori deja a fost la Paris. Și se plimbă mândră pe străzi și spune mereu că ea vine de acolo. Ea vine de acolo, nu? Ar fi fost mișto să se nască acolo, să-și ia și cetățenie. Ne-am gândit și la lucrurile. Să-și ia și cetățenie direct. Da, dar din nou am fost prea ocupat, știi, să ne ocupăm de asta. Și a doua oară, după 5 ani? După 5 ani am simțit nevoia amândoi de încă un copilaș. Aici l-ai speriat tu pe el, credeam. Nu! Aici m-am maturizat. Eu deja eram mamă și cunoșteam sentimentul absolut superb de a crește un pui și de a-l vedea cum crește lângă tine și cum crești și tu alături de el. Ne-am dorit un frățior în primul rând pentru ea, nu un copil pentru noi. Noi deja aveam un copilaș, dar ea nu avea nici surioară, nici frățior și am spus să nu fie singurică pe lume, să aibă și ea un frate, o soră. Și tot așa am zis,
Hai, domnule, hai și uite-te. Și că... cum se înțeleg diferențele când încep să fie, să spunem, peste 2-3 ani încep... Bine, acum la vârstele acestea sunt cumva mici, dar în momentul în care vor crește sunt convins că o să fie. Păi sunt haioși. Chiar ca frații, da. Da, sunt haioși. El face doi pași către ea și ea ție, păi ia-ți-l de aici, chiar al tău. Exact, acum nu vrea să tolerează, nu? Nu. Deci fii atent, ia-ți-l de aici, chiar al tău. Da? Așa zice ție? Da, ia-ți-l de aici, chiar al tău. Are dreptate. Normal, are dreptate. Dar are și momente când este foarte haioasă, da. Când el plânge și eu nu-l bag în seamă, i-am zice, mămica, dar chiar nu-ți auzi copilul? E copilul tău, dar tu chiar nu-ți-l auzi? E haioasă, sunt haioși. Este o binecuvântare și ce spuneam eu mai devreme, că la începuturile carierei aveam senzația că un copil te oprește din drum, acum spun că un copil împlinește drumul și ei doi sunt scopul meu măreț în viața, al nostru, al meu și al lui Tavi, al soțului meu. Și tot ceea ce fac, fac pentru ei. Niciodată un copil nu o să te oprească din niciodată. Mai avea, n-are cum să te oprească. Nu, dar uite, vezi, pe vremea aia, așa se gândea. Tot timpul se spunea, nu, tu știi foarte bine că erau și contracte în care aveai cluze, să nu rămâi gravidă, să, Doamne ferește. Așa. Și toate chestiile astea îți rămân oarecum în subconștient și ai senzația că un copil s-ar putea să te oprească. Dar nu te opresc. E complicat, noi avem noroc de bunica și de bunelul că sunt lângă noi și ne ajută, corect, fiindcă fără ei nu am reușit să facem atâtea și atâtea lucruri. Noi suntem mereu pe drumuri, chiar și în pandemie am fost pe drumuri și liniștea noastră vine din siguranța buneilor, că îi știm acolo lângă ei. Corect, da. Dar și când venim acasă și îi vedem așa de frumușei. Da, normal. Aia nu se compară cu absolut nimic. Da. Povestea voastră, practic, a început când tu erai în trupă și el era profesorul tău. Nu. Eu pe Tavi l-am cunoscut când eram elevă la liceu de muzică. Înainte de trupă? Înainte, da. Într-o dimineață am venit să-mi cunosc profesorul de canto, eram în clasa 12 la liceu de muzică și când am deschis ușa, l-am văzut în toată splendoarea, cu un zâmbet frumos și am zis, Doamne, dar ce seamănă cu mine! Doamne, ce doi copii o să-i fac! Unul la Paris, unul în atunci nu m-am gândit. Dar i-am observat zâmbetul minunat și m-am gândit eu că seamănă cu mine așa un pic. Sigur, a fost un an foarte dificil, fiindcă eu mă pregăteam de bacalaureat și domnul profesor și-a dat toată silința să... Normal. Să recuperez... materia pierdută. Materia pierdută și să fiu la înălțime la ultimul examen și am fost la înălțime. Și după care a venit o vară lungă de pregătire pentru conservator, unde din nou domnul profesor m-a susținut și atunci, practic, ne-am cunoscut îndeaproape și ne-am cunoscut reciproc ca, cum să spun eu, ca și ființe, nu neapărat ca și profesor elev. Da. Și atunci a început și relația. Oarecum în anul întâi de conservator. N-a durat începutul așa mult, că ne-am și căsătorit imediat. Și perioada Asia nu a... zdruncinat deloc, adică, mă rog, gelozii sau, mă rog, știi cum se spune, artistul adulat de pe scenă. Măi, eu am norocul să am cel mai înțelept și minunat bărbat lângă mine. Și sunt extrem de recunoscătoare pentru lucrul ăsta și cel mai important este că am și un artist lângă mine. Și el cântă, știi foarte bine și... înțelege exact Exact. Deci doar un artist poate să înțeleagă un artist. Adică dacă aveam, nu știu, un doctor sau un, nu știu, alt... pilot. Da, nu mă înțelegea ce o face când se duce în concert. Ei, noi știm exact ce facem. Că ajungi acolo, nu ai timp de repetiții, de probe de sunet, stresat, să urci pe scenă, să cobori, vii acasă. Nu e chiar așa cum pare viața asta, știi? Cumva la trupele de fete, la alea de băieți. Bea, bem. Eu acum încercam să-mi aduc aminte ce fac eu. Beau pe drum, ajung la hotel, beau. Beau înainte de show, beau în timp de show, după show, beau pe bancă. Da, dar știi care-i treaba? Fii atent că la mine... Vorbeam de trupele de rocker. La mine, în public, mergem cu ele la hotel. Da, dar la mine este simplu, că al meu este tenor. De băut n-are voie că nu-i sună vocea. Da. Și eu am vrut să mă fac tenor, dar aveam de ales între... Trebuie să doarmă, că altfel nu-i sună acuta. Înțelegi? Adică e cu minte și atunci stau liniștită. Și el la rândul lui are o soprană. Dacă nu doarme, nu-i sună acutele și tot așa. Sigur, glumim. E important calitatea partenerului de lângă tine și de acolo vine și liniștea. Așa e. Acum ai tu propria
academie sau consortie? Avem, Dan. Am, de jumătate de an am deschis Academia de Canto. Uh-huh. Eleva și profesorul și-au unit forțele. Și toată experiența acestor ani și toată creativitatea noastră și tot ce am putut acumula și acum dăruim mai departe copiilor. Să știi că avem și adulți la orele noastre de canto. Da, da? Da. Și avem foarte cursuri de canto clasic, canto pop, musical, pop opera. Ce-ți dorești? Dacă vă doriți, vă așteptăm la orele noastre de canto. Dai să nu beau rece, să-mi reglez acutele. Facem o probă în direct. Și în perioada asta, cum reușiți să țineți cursurile? Sau, mă rog, în toată perioada asta prin care am trecut... Avem profesori angajați. Da, dar cu prezență fizică sau... Da, da, obligatoriu cu prezență fizică, da, da. Am încercat să facem și ore online. Sincer, nu pierdeți banii pe ore online, mă refer la orele de canto, nici fiindcă nu se face online. Deci chiar nu ai cum să faci canto online. Am avut câteva ore chiar în UK cu niște elevi de acolo. Da, noi suntem sinceri și spunem așa cum este, știi? Până la urmă, dacă nu ai rezultate, pierzi toată cred povestea. Cred că toți cei care au copii... Că treaba asta, da, că sinceritatea asta la Carla's Dreams, așa. Bă, ești libidinos. Băi, așa sunt moldovenii ăștia, exact, așa sunt. Nu, dar cred că toți cei care avem copii la școală în perioada asta ne-am dat seama. Stați un pic, stați de dreptate, așa e. Dacă vă la că nu ies, lași să chinui aiurea, adică... Deci sună telefonul, da? Vrem să... Așa. Bine, dumneavoastră vreți, stați să vrem și noi. Da, da, da. Da, așa. A, tu te referi la asta, am crezut deci că la aia, că deci ei vin la preselecții și noi îi ascultăm și atunci următoarea întrebare după ce cântă este următoarea. Cât de mult îți place această meserie? Arzi? Nu dormi? Sau așa și așa? Asta ai întrebat și pe copilași? Că păi ei săraci... Nu, să știi că copilașii din ziua de azi sunt extrem de hotărâți. Știu. Păi da, dar până hotărâți la urmă e și, cum să spun, după aia e și numele tău în joc. Da, sigur că dacă da te aude cineva bine, cântând da, normal, și tu normal, cânti... Normal. Da, sigur că da, sigur. Și... Da, mă gândeam că la o vârstă foarte fragedă, 5-6 ani, nu știi că arzi pentru meseria. Dar ce credeți? Că săptămâna trecută o mămică își dorea să-mi aduc un băiețel de aproape 3 anișori. O, oh, vai! Micro. Da. Și mi-a trimis trei anișori și mi-a trimis un cântecel, cânta Bella Ciao. Dumnezeule, deci este senzațional copilul ăla. Wow. Pe cuvânt! Mama. Și i-am zis, câți ani are? Trei? Nu, n-are trei. Zic, câți ani are, măi? Doi ani și un pic. Eu zic, păi al meu are doi ani și zice trei cuvinte. Cum să cânte ăsta Bella Ciao? Dar cânta senzațional și i-am zis așa, eu zic, hai să așteptăm să facă măcar trei ani. Care e vârsta minimă? La care, teoretic, ai putea? Cinci ani? Șase anișori, cam așa. Sunt prea micuți, știi? Mama. Prea micuți. Sunt și, sigur, sunt și talente deci excepții, extraordinare. Da. Uite cum e copilașul ăsta. Dar eu aștept să crească, să facă trei ani ca să mă înțeleagă despre ce vorbesc. Da. Că el nu mă înțelege. Adică eu nu cred că el la doi ani și înțelege ce aș vrea eu. Cuvintele, exact, exact.